Joi 12 mai, în portul militar Constanța s-a desfășurat ceremonia sărbătoririi zilei flotilei de fregate și a grupului de elicoptere la 96 de ani de la înființare. În prezența întregului efectiv, contramiralul de flotilă, dr. Constantin Ciorobea, locțitorul șefului statului major al forțelor navale, a citit ordinele și mesajele de felicitare din partea statului major al forțelor navale. Au fost înmânate plachete și diplome comandorului Adrian Iordache, comandantul flotilei 56 fregate, care și-a luat la revedere de la colegi și subordonați la trecerea în rezervă printr-o frumoasă ceremonie. De asemenea, au fost înmânate diplome militarilor care s-au remarcat pe parcursul anului. Închei încă o dată prin a mulțumi tuturor celor care m-au ținut în cariera mea, dorindu-vă împlinirea tuturor viselor, tuturor dorințelor, multă, multă sănătate și bun cart înainte. Vă mulțumesc mult! Festivitatea s-a încheiat cu defilarea echipajelor pe acordurile muzicii militare a forțelor navale.